Ediția din acest an a campionatului european de karate tradițional a adus în vitrina cu trofee a clubului sportiv Terachit Zalău încă 5 medalii, toate cucerite de o singură sportivă, de fica președintelui Remus Pilțan, conducătorul clubului Zălăuan. În condițiile în care Călin Marincaș, sportivul numărul 1 al județului Sălaj la sporturile neolimpice, a fost accidentat în ultimele 8 luni, Iulia Clițan, sportiva antrenată tocmai de Călin Marincaș, a reușit să compenseze lipsa antrenorului său din competiția europeană și a intrat în finalele campionatului european la toate cele 5 probe la care a concurat. În întrecerile individuale, Iulia Clițan a devenit vicecampioană europeană în probele de kata și kumite și a urcat pe treapta a doua a podiumului de premiere. În competiția pe echipe, Iulia a concurat alături de colegele sale din echipa națională a României la 3 probe: kata, kun și fukogo. La fiecare dintre cele 3 probe de concurs, la festivitatea de premiere, a fost intonat imnul național al României. Componentele delegației țării noastre reușind să se încoroneze de 3 ori campioane europene și se aducă o salbă de medalii de aur acasă. În competiția masculină, juniorul Dan Poptelecan, legitimat la CS Terachit Zalău, nu a reușit să se claseze pe podium, însă a reușit o clasare în primii 8 sportivi la toate probele de concurs la care a participat. O comportare meritorie la campionatul european găzduit de localitatea Napoli din Italia a avut și zăloanul Marc Crecan, sportiv legitimat la CS Olimpia București. Marc Crecan a reușit să cucerească aurul european în proba de kumite individual și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere și în proba de echipe, iar la fukogo și kata individual s-a clasat pe locul 3, cucerind alte 2 medalii de bronz.